Guvernul Republicii Moldova a anunțat luni ridicarea interdicției de export pentru grâu și făină pe fondul presiunilor legate de viitoarea recoltă și al protestelor fermierilor care vor să-și poată muta recolta precedentă pentru a elibera facilitățile de stocare. Conform Digi24.ro, la 1 martie Chișinăul a impus restricții pentru a se asigura că aprovizionarea pe plan intern este suficientă, după ce războiul a afectat rutele obișnuite de export de la Marea Neagră ale Republicii Moldova. Excedentul exportabil al Republicii Moldova în sezonul iulie-iunie 2022-2023 va totaliza 720.000 de tone de grâu, inclusiv noua recoltă, și stocurile rămase, a anunțat pentru Reuters Asociația Exportatorilor Locali de Cereale. Republica Moldova a exportat 1,1 milioane tone de grâu în perioada august 2021-februarie 2022 în Orientul Mijlociu și Africa. Dar nivelul livrărilor Republicii Moldova în actualul sezon depinde de disponibilitatea rutelor de export. Săptămâna trecută, fermierii din câteva regiuni s-au alăturat protestelor în care se solicita deblocarea exporturilor înainte de începerea recoltării în următoarele zile. Ei au cerut guvernului să-i ajute să sporească livrările pe calea ferată spre porturile de la Marea Neagră în țările vecine, România și Bulgaria. Recolta de grâu a Republicii Moldova în acest an ar urma să se situeze la 900.000 de tone, față de nivelul record de recoltat în 2021 de 1,7 milioane de tone, din cauza secetei din toamnă și din primăvară. Aproximativ 380.000 de tone de grâu pentru un morărit din noua recoltă sunt necesare pentru consumul intern în acest sezon, a informat Ministerul Agriculturii. Capacitatea de depozitare a cerealelor este aproape completă în prezent, cu 720.000 de tone de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui, relatează Digi24.ro.